Bună, prieteni! Uitați pe bunica unde doarme. Uitați unde doarme ce această femeie. Ce Regina, n-am o dină de tine. Ce tot fac? Nu mă lăsa să dorm. Bună, prieteni! Acum nu mai sunt în butoi, acum am băgat în piscina, prietenilor. S-a băgat în piscină cu Darius și apa ei este aici în butoi. Și mai încolo se bagă în butoi. Doamne, prieteni, ce căldură! Nu mai am pus apă ăla, mă se sparge! Nu mai apăs, că trebuie să mai ne bagi apă în cine. Și este caldă apa? Ai, caldă! Ia bagă mâna să vezi. Eu cu Dari sunt eu mă în apă ca rățele. Da. Nu mai putem, nu mai putem să stăm eu de cu bunica mea suntem în apă. Da. Da. Să vedem și eu vreau să mă duc la apă. Vrei să te duci la apă? Bagă-te și tu aici. Cât de cald e, bă, cât de cald e. Bagă-te cu noi, Regina, aici. Nu, vreau să mă duc la, la piștina aia. Unde e? Sau te duci tu pe motru ca patroana? Nu mă da. Ei, faci tu la apă ca patroana. Îmi iau plapumă ceva. Ai văzut? Da. Îmi iau un cuvor ceva și mă pun acolo în apă. Ca patroană? Da. Prietenilor, noi nu ne ducem la mare. Așa e la noi în șatră, să da. Stăm acasă, ne băgăm în butoi. Da. Așa e șatră de la noi. La noi nu se duce la mare. Noi nu ba, stăm doar... ne ducem. Ba, da, da, se duce. Se duce și la noi la mare, da, toată vara e tot doar... Deci, bunicul să știi că majoritatea toți acum se ducă. Da. Dar e mai bine obiceiul nostru. Ca... Da, mai bine în butoi. În butoi. Da, mai bine în piscină și în butoi. Suntem acasă. Nu, stăm nu mai cheltuim bani păi, să da. Plătim, să mă facem. Mă apă care o băgăm aici în piscină. Dar nu mai stăm pe spate. Așa că, prietenilor, ne stăm în... Oh, Darius, nu mai fă așa. Asta e ce face Darius. Da. Ne stăm în apă, ne băcăli măci ca rățele. Da. Da. Uite și... Sunt la mare. Sincer, aș vrea și eu să mă duc la mare. Chiar îmi doresc să mă duc la Mamaia ori la Constanța. Du-te unde vrei. Apa, Regina, du-te. Vrei, vrei, că bunica stă. La atunci du-te la tână la Mamaia. Papa. Da, Regina, și bunica rămâne cu butoiul. Și eu rămân cu butoiul. Și cu Darius al meu la piscină. Cine este cel mai negru din casă? Cine este cel mai negru? Zi, Darius. Eu. Tu ești... Ce ai făcut la obraz aici? Te-ai lovit? Unde? Aici nu. Uitați ce e de gras. Era mai gras, prieteni, dar slăbit. Eu iau toți butelii. Că mama butelii. Hai, prieteni, că revenim mai încolo, să mai crești. Trebuie să ne ducem să băgăm apă la rățe, Reginu. Lasă, le aducem un în piscină. Da, o să le aducem și le băgăm aici. Dar îți vrei să băgăm rățele în piscină? Să nu mă zare, mă. Și miroase, au mirosul rău. Le băgăm în butoi. Nu, butoiul meu, cum să faci tu butoiul meu? Apă, cum se bagă rățele în piscina noastră? Eu mai băgam butoi, dar nu mai pot să mă bag, să ies, cum făcui ieri. Nu putui să mai ies din butoi, prietenilor. Dar cum ai ieșit? Mă lăsa în butoi și plecară toate și nu mai putui să ies din butoi. Pe bune, prieteni, am plecat cu toții și a rămas singură, ea și cu Darius. Și aici. Nu mai puteam să ies din butoi. Da. Vedeți, prieteni, ce-mi face Regina? Eu nu te-a lăsat bun. Dar eu nu m-am lăsat prietenii mei. M-a ajutat, i-am ieșit din butoi. Da. Dacă Ion a plecat și m-a lăsat, o să eu stau toată ziua în apă. Carața. Nu mai putem prietenii mei de căldură. Ce căldură e. Lasă-mă aici! Bun e varză. Auzi ce-mi zice, dar este sunt varză. Da, așa se numește acum bunica. Da? Da. Dacă stă în butoi? Dacă m-am băgat în butoi, e varză. Bunica e varză. Și noi suntem capă. Eu cu Dariu te scăldăm în apă, carățele. Hai,
Aici de la plajă. La plajă, că să ne punem acolo jos ceva și stăm la plajă, iar ne băgăm în piscină. Da, vă îmbrunzați. Ne îmbrunzăm. Faceți și mai negri. Hai, te râde copilul meu, că e negru. Ia, tu de fată. Nu e negru, dar e copilul meu, e brunet, nu e negru. E brunet, așa? Da, e plăcut. Floare plăcută. De ce ai părul așa? M-am brunet. S-a vopsit ieri, blondă. Blondă, vezi, dar blondă? Da. Și tot așa are. Tocmai acum a observat la părul tău. Eu tot, da. Nu ai văzut ieri? Nu. Acum dacă m-am vedit, Darius, m-am făcut blondă. E în cazul lui bunic că m-am făcut blondă. Ca să te placă din nou. Ca să mă placă din nou. Ca să mă gen față cu el. Ca să mă placă și eu blondă, cum are el o blondă. Da. Să mă acolo să aibă blondă. Da, să aibă blonde, să aibă roșcate, să aibă brunete. Ia pe ea nu mă interesează nimic, ea mă interesează doar butoiul acesta și piscina. Și da. Și să doarmă în piscină. Da, eu să mă bagă în piscină. Prieteni, să știți că capa din butoiul... Să vedeți acum cum cade cu capul la apă. Doamne, ce-aș dormi în apă și... Da. Te-ai mergi. Mie vine să... Mi-e așa, puțin lene, așa, să dorm. Să dormi? Da, dar nu vreau să... Bagă-te-n butoi. Mamă, fă-mi ceva, fă-ți-lor. Cine nu făcea asta când am avut cu cușile? Uite, se băga, uite, așa. Așa se băga. Bine, prieteni, o să revenim. Bagă-te și Regina în butoi. Nu mă bag în butoi, că acolo rămân. Mai cred, Ulis. 7 minute. Chiar dar Regina să mă... Mai stau puțin în apă și să mă duc să bagă până la răță. După aia mă bag eu în apă. Bagă-te tu în butoi. Nu, mă bag în piscină. Bagă-te în piscină. Ba, nu mă bag în piscină. Du-te, bagă-te la baie. Nu-mi bag și eu în piscină. Dacă nu, mă duc la... Te duci pe motru. Pe mă nu pe motru. Mă duc la... La strand. La motru, duci la strand. Nu la motru pentru că nu ne lasă îmbrăcate, știi, în... ne lasă doar așa. Nu ne lasă așa să intrăm. La Severin, auzi, 6 lei intrarea și ne lasă să intrăm cum vrem noi în apă. La schela, da? Ne ducem pe bune. Când a venit bunicul tău acasă, nu e acasă. Luăm și noi o vacanță, te rog. Luăm o vacanță, dacă mai ține căldura, așa luăm vacanță. Când o să mă duc eu cu... Pe bune. Când o să mă duc eu... Ce dar așa să mai băgăm apă, să o rătăm așa. Vezi? Da, mașină. Uite, așa e puțin apă în ea. Nu te lăsă tata tău să bagi mult apă. Bunicul meu, mă, nu tot. Dar ce miroase? Apa miroase așa? Nu. Ca rățele. Apoi vine, cred că mirosul de la rățe. Dar bine făcurat că puserăm laerul nostru sub. Am zis că mai vin vreo plicică ceva și să nu... Să o sparge, da. Prieteni, cine nu a văzut? Eu nu mai mă duc la mare niciunde. Eu am butoiul și peștina mea. Da. Ce, mai la mare? Stau aici în piscină toată ziua. Și în butoi. Stau în piscină cu bunica mea. Stă Darius cu mine, auzi, în piscină. Merge ca, nu știu, prieteni, vă zureți voi un pește așa care merge pe încet așa și doarme în apă. Că dacă nu e apa mare, e Regina. Da. Ce să facem? Ne îmbălăcărim așa în apă asta. Da. Dacă voi ați fost vreodată, dacă cineva a avut o piscină cu țăf, să scrie țăf în comentarii. Grasa, piscină, grasa. Tarmă din gură. Tarmă din gură. Ce vorbești tu? Ce vorbește despre bunica mea? Că vă tăi pe toți, vă omor. Nu mai fiu. Despre bunica mea nu-i voie să vorbiți.
Ăsta, copilul ăsta, care mă iubește pe mine și eu îl iubesc pe el. Să așa, ce? Dar eu o să ieșim de sară din apă. Da. Și o să ținem pe Regina acolo în soare. Ne filmează. Eu nu te mai filmez, gata. Hai, filmează-mă. Îți aduc pe cineva în camera manga să te filmeze. Filmează-mă. Bună pe YouTube. Da. Și așa, mie. Bună, și am casă cu tine. Se cad așa jos. Ia, bună, ce știu. Ia, bună. Uite aici. El Ovidiu, știu? Nu, bine, am făcut în ce cred că te mușcă vreun țânțar și te-ai scălpână și ai făcut rană acolo. Hai și eu. Urmărește și pe noi, prieteni, ne rugăm frumos. Prieteni, se va abona la canalul nostru de YouTube. Și la canalul meu de YouTube. Să ne dați și nouă câte un comentariu, câte un like. Familia de la Strehaia. O să le arăt că stau toată ziua în apă, ca rața. Ca peștele. Și butoi. Da. 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 Și o să mă duc și pe motru. Cum s-a dus patroana. Da. O să vină bucnică. Avem pană la mașină când ne-aș duce mai încolo. Da. Să facem roata, să punem să-i punem roata. Păi da. Și ne ducem. Au, ce vară, stăte prea mult în soare și mi-e așa, puțin lene. Hai, lasă lenea, Regina, bagă-te și tu, am zis aici cu noi în apă. Nu, că n-are cine să vă filmeze. Da, dă-te-mă în apă, mă! Bagă-te și tu, te bagi pe partea asta aici. Și cum mă filmezi? Și dacă cade telefonul în apă? Nu cade. Vă filmeze? Nu. O, David, să mă sperie. Bine, prieteni, revenim mai încolo. La revedere, vă pupăm! Bună, prieteni! Uitați-vă unde doarme bunica. Bună, prieteni! Ce faci, bunicu? De ce te-ai pus aici, în salon? Nu mai... Mă certă bunicul tău, uite, doarme dincolo în capul. Doamne, pe bune de ce te... Mă certam, auzi că mă băgai în butoi și uite, țiganii au putut toți pe mine. Mă ceartă toți, aseară veni și bucătarul, mă certă să vede prietenii pe la canalul lui, că zice că lumea că mă băgai în butoi de varză. Păi ce-i butoi lor? Așa e la noi în șadră, e rușini. Păi dar cer puțin, nu-i prieteni, nu este butoiul ăla de varză. Butoiul ăla... Și butoiul lor. Și butoiul ăla cel puțin este doar când facem ceva și punem un apă în el. Nu este ca pentru varză. Avem pentru varză. Azi, butoi. Dai te și tu mă ceartă, de acolo stau aici. Da, nu bine, așa crede ei că... Da, râd, fac. Și uite, acolo sunt supărată, sunt certată. Da. În cauza butoiului mă păcăie. Să vezi că astăzi mă bag aer. No, păi, nu te duci și tu la nuntă. Mă duc, e că mai să ajungă cu Mirea să mai trezără. E căldură de tot regină, unde să mă duc. Da, a făcut frumos, am văzut acolo la motru. Are lume? Regine, avem o nuntă ce, la noi, lângă noi, la vecini. Dar eu n-am fost acasă și n-am văzut să rămân cu cine. Mergem și noi, dar Mirea să mergem acum. Vine Mirea să din motru, o să ne ducem și noi de sară. Eu nu mă duc. Și mâine, că mâine aici e la noi. Eu nu mă duc, prieteni, stau acasă, nu vreau să mă duc. Da. Și uite unde m-am pus aici. Pe de ce te-ai pus aici? Până aici nu-i pat în salon. N-am pat și m-am pus jos aici. Păi știu, dar de ce te-ai pus aici în salon? Păi dacă bunicul tău nu mă lasă, nu mai mă lasă să stau eu cu el în cameră acolo. Păi e ciudă pe tine pentru că nu te-ai dus cu el. Auzi, de ce mă băgai în butoi? Da. Da. Vezi? Făcut eu ce să greșeală și acum țiganii vreau să mă judeci. Să vezi că vine modă și mă judecă. Să strâng da. Toți țiganii, să vezi mai ales dacă mă duc la nuntă tot să strâng pe mine și mă judecă. Da. Să vezi acum. Vreau să-mi faceți tabor din ăla. Da, să vezi ce vine acum pe tine. Da, astăzi a urât treaba cu nunta. Da.
Să vezi și tu acum. Da. Ce e pe... Ce? Așa... Nu se pare ție. E Dumnezeu Sfântul. Se pare ție. E de pe ce perină, Doamne? Doamne, când m-am chinuit eu să bag butucul ăla. Doamne! Da? Acum vreau să fac ceva să pregătesc mâncare, regimă. Păi și scoatem niște carne de la... Garniță? Da, și roșii. Da. Brânză pe acolo. Ce să mă fac pe tine? Ce și voi? Ce să fac pe tine? Ce să le spun la țigani? Dacă-mi face judecată. Le spui și tu că nu este vreau butoiul. Vreau și o sfadie la prieteni. A văzut că și că nu mai mănâncă de la noi, că din sarmale, că s-a băgat bunica. Păi și ce dacă că nu este butoiul acela pentru varză? Vreau să-mi scrie și mie prieteni pe comentarii, acolo să-mi ceva să-mi spune, să-mi dă și mie frum, să fac ceva. Ce să le spun la țigani? Păi eu știu. Am făcut greșeală mare, auzi. Țiganii noștri ăștia sunt proști. Mă aud că iar zic proști. Mă rămâi de tot acum. N-ai să faci nimica, gata. Gata că ești văzută, da. De poliție. Dacă au putere, cred că mă băgă la pușcărie. Da. Așa nu zic lui Ion să mă duce la mare. Nu te duce. Acolo la Severin, 6-le intrare. Darius are un pistolaș din nou. Hai, prieteni, că revenim. La revedere, vă pupăm. La revedere, prieteni.